Eșecul Guvernului Dreptei Unite se vede și în creșterea prețurilor. Lună de lună se scumpesc produse de bază pentru cetățenii români și scade puterea de cumpărare. Față de finalul anului trecut, fasolea, de exemplu, este mai scumpă cu aproape 18%, citricele cu 16%, fructele cu 10%, iar făina cu 7%. Lună de lună, produsele de bază pentru cetățenii români se scumpesc, iar în același timp scade puterea de cumpărare. Eșecul Guvernului Dreptei Unite se vede și în creșterea prețurilor. De exemplu, față de finalul anului trecut, fasolea este mai scumpă cu aproximativ 18%, citricele cu 16%, fructele cu 10%, iar făina cu 7%. PSD are soluții pentru siguranța alimentară a populației. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat susține dezvoltarea producției agricole românești pe toate palierele, astfel încât România să aibă posibilitatea să-și hrănească întreaga populație și chiar să exporte produse alimentare procesate în contextul în care pandemia a demonstrat cât de riscantă este dependența de importurile alimentare.